Printre dumneavoastră au recunoscut acest fragment. Ați ascultat o parte din cea mai cunoscută operă scrisă vreodată și anume Carmen, compusă de Georges Bizet. Opera a avut premieră la Opera Comique din Paris pe 3 martie 1875, însă nu a fost deloc bine primită de către public pentru că etala personaje controversate și încălca numeroase convenții ale vremii. Bizet s-a stins curând după premieră și nu și-a putut imagina succesul de care s-a bucurat ulterior lucrarea sa. Nici o operă nu a atins performanța popularității așa cum a făcut-o Carmen. Acțiunea se petrece în sud Spaniei, la Sevilla. Opera spune povestea naivului soldat Don Jose, care cade în rejele focoasei țigănci vânzătoare de țigări, Carmen. Jose își abandonează iubita din copilărie, Micaela, și dezertează. Curând însă, Carmen își pierde interesul pentru Don Jose, favorizându-l pe fermecătorul toreador Escamillo. Jose o va ucide pe Carmen într-o criză de gelozie. Carmen este o poveste plină de pasiune, seducție și trădare. Guy Ma, invitatul nostru din China, cântă La fleur